A fost o vreme când mare parte din oameni considera că deciziile majorității sunt cel mai apropiat lucru de realitate. Dar de asemenea, a fost o perioadă când majoritatea lumii considera că Pământul este plan. Și dacă îi întrebai dacă sunt sinceri, aceștia îți răspundeau imediat: bineînțeles, poți să te uiți și să vezi. Într-adevăr, aceștia erau sinceri, dar nu de sinceritate avem nevoie. Avem nevoie de managementul inteligent al resurselor Pământului. Contribuția pe care vrea să o aducă proiectarea viitorului este o metodă de a rezolva problemele existente. Cred că toți am fost crescuți în ideea că fiecare are dreptul la opinia sa, da? Da, domnule. Toată lumea își dă cu părerea. Toată lumea are tot felul de opinii. Dar când un inginer vorbește cu un alt inginer, aceștia nu spun, crede-mă pe cuvânt. Ei își spun: vezi acest metal nou, poate rezista la 4000 de pounds pe centimetru pătrat. Celălalt îl ia, îl pune într-o mașină, îl verifică și îi spune că are dreptate. Deci aș putea concluziona că majoritatea oamenilor nu sunt sănătoși din punct de vedere mental, iar când spun asta nu spun că sunt nebuni, ci că nu au cunoștințele necesare pentru a face o evaluare care să nu poată fi contestată, care este absolută. Limba noastră se va schimba în viitor, se va transforma într-o limbă mult mai normală fără atâtea argumentări. Poate exista o astfel de limbă? Da, poate. Când inginerii vorbesc între ei, nu există posibilitatea de interpretare diferită. Aceștia folosesc matematica, folosesc sistemul scriptiv. Dacă eu aș interpreta ce a spus un alt inginer în felul în care consider eu că a vrut să o spună, nu am putea construi poduri, nu am putea construi baraje, nu am putea construi linii de înaltă tensiune. Limba trebuie să aibă înțeles. De aceea, dacă un doctor scrie o rețetă, aceasta trebuie să fie aceeași în toată lumea. Deci lumea despre care vorbesc eu e diferită. Dacă cineva mi-ar cere acum să regândesc lumea în care trăim, primul lucru pe care ar trebui să-l fac ar fi un studiu prin care să aflăm ce avem în momentul de față, câtă apă avem, câți oameni sunt, ce suprafață arabilă este disponibilă. După ce știm toate acestea, putem să ne bazăm proiectul în funcție de ce avem. Ceea ce trebuie să facem este să înțelegem resursele Pământului prin intermediul agronomiștilor, geologilor, geofizicienilor, oameni care studiază Pământul. Aceștia nu-și dau cu părerea, aceștia spun: este mai mult în viață în Antarctica decât se știe. Asta nu e o opinie, e o descoperire. Deci în viitor ar trebui să nu mai existe opinii neavizate. Ai informații în acest domeniu? Nu, nu am. Foarte bine, iată cum poți să le dobândești sau să afli ceea ce dorești. Ceea ce vreau să spun este că toți oamenii au nevoie de apă curată, de aer curat, de pământ arabil și de posibilitatea de a comunica ușor prin intermediul limbii vorbite. Nu încerc să impun conceptul lui Fresco, ci doar folosesc pământul ca unitate de măsură. Cu alte cuvinte, trebuie să trăim în concordanță cu capacitatea pământului de a ne susține. Are vreun sens ce spun? Da, domnule, dar mă tot întreb cât de drastic ar trebui să fie o asemenea schimbare socială și cum poți realiza așa ceva. Să vă explic cum trebuie făcută această schimbare. Eventual, toate deciziile luate vor fi transferate către mașini. La început, oamenii vor spune: nu știu dacă vreau ca mașină să ia decizii. În primul rând, asta face și un cântar în zilele noastre. Dacă te duci la măcelar și acesta spune că pruiul are 20 kg, tu ca și cumpărător, dacă ți se pare că nu e așa, îl iei în mână și spui că are 1,5 kg. Asta pentru că ești încordat și tensionat, iar în acel moment, cel care ia decizia în așa o situație este cântarul. La fel se întâmplă cu piloții. Când aceștia zboară, nu se uită pe geam să spună: cred că sunt la 1000 de înălțime deasupra Pământului. Aceștia se uită pe un instrument care le spune exact distanța la care se află față de Pământ. De la asta mă refer când spun decizii luate de mașini. Pentru că deciziile luate de mașini sunt mult mai precise. Acum întrebarea pe care orice om normal o pune este: da, dar mașinile pot să fie mai inteligente decât inventatorul lor? Eu cunosc puțin micuț care a inventat o mașină ce poate să ridice un container de tren și să-l golească. Amicul meu nu poate și nu va putea să o facă niciodată. Mașinile sunt întotdeauna mai rapide decât inventatorul. Ați văzut o bandă rulantă de îmbuteliere? Inventatorul nu ar avea nicio șansă să miște toate acele sticle. Deși ce se întâmplă în societatea noastră este faptul că automatizăm din ce în ce mai mult luarea deciziilor și le repartizăm mașinilor. Imaginați-vă un departament al agriculturii ca un
pentru cu computere care sunt permanent conectate prin fire electrice la sol. Dacă umiditatea din sol scade, acestea pornesc pompe care să omenezească solul. Dacă e nevoie de nutrienți, se adaugă nutrienți. Nu ai nevoie de cineva care să stea acolo și să spună: domnule președinte, e secetă. Iar președintele să spună: păi și cât de grav e? Păi avem în momentul de față 5.000 de oameni fără casă, iar în 3 zile vor fi 15.000. Și atunci președintele ce face? Zboară la locul cu picina și constată că într-adevăr e secetă. Și ce s-a realizat? Dacă conectezi toate computerele din țară la producție, la distribuție și la agricultură, formezi un sistem nervos care menține un echilibru dinamic în distribuție și producție fără să coste bani. Guvernul îl puteți vedea în spatele dumneavoastră, seamănă cu globul pământesc. Acest glob ia toate deciziile deoarece este conectat la orice. Avem sateliți în jurul Pământului care proiectează o hologramă, o imagine virtuală a Pământului. Deci ne putem uita la Pământ în timp real. Vei merge la ecran și vei spune câte avioane zboară în acel moment. Atunci computerul va trimite o razărață la toate rețelele de computere de pe grup și îți va răspunde 7320. Fiecare avion, fiecare uragan, toate condițiile de peste tot în lume, boli ale plantelor. Niciun om nu poate face așa ceva. Deci nu avem nevoie de oameni la guvernare. Avem nevoie de aparatură electronică care să fie pe câmpuri, în producție, în distribuție, în vreme, în așa fel încât atunci când ajungem acasă să putem afla tot ceea ce vrem fără să ne bazăm pe opinii eronate. Vorbim despre civilizație ca și cum ar fi o stare statică, dar de fapt nu există încă oameni civilizați. Este un proces care are loc continuu. Noi nu ne putem numi civilizați pentru că ar trebui să cunoaștem destul de multe lucruri pentru a ne putea comporta într-o manieră constructivă. Același lucru este valabil și pentru inteligență. Nu știu dacă v-am spus asta. Un inginer electronic de acum 75 de ani, un inginer electronic inteligent, nu ar putea să-și găsească o slujbă pe domeniul lui în ziua de azi. Deci când vorbim despre inteligență, despre ce vorbim de fapt? Este un proces continuu. Nu poți spune despre o persoană că e inteligentă. Poți spune despre cineva că este foarte bine informat în domeniul A și B, dar nu și în C, așa că atunci când spui un cuvânt ca civilizație, e ca și cum ai vorbit despre ceva deja obținut. Atâta timp cât vom avea războaie, poliție, crime și închisori, putem spune că suntem abia la începutul civilizației sau așa numite civilizații. Deci ați venit cu ideea unui oraș în formă de cerc? O structură de cerc din care să se extinde apoi departamentul de agricultură, educație, oceanografie și alte discipline. Sistema circulare face ca fiecare district să fie la fel de aproape de domnul central care conține partea medicală, mâncarea, cumpărăturile și toate lucrurile de care am mai putea avea nevoie. Aranjamentul circular face mai ușoară operarea, folosim mult mai puțin energie decât orice alt sistem. Dacă pornești dintr-un capăt al orașului și parcurgi întreg orașul, întotdeauna te vei întoarce în același loc. Într-un oraș liniar, dacă te duci până la un capăt, trebuie să te întorci ca să ajungi în același punct. Deci, sistemul circular este de departe cel mai eficient. Când orașele vor fi contactate în viitor, acestea vor fi contactate ca un întreg sistem. Astfel, toate părțile și componentele vor fi livrate în etape. De exemplu, etapa întâi va fi rețeaua subterană, apoi sistemul de încălzire, sistemul electric, țevile, sistemele de reciclare, apoi va veni primul stat care conține fundațiile întregilor structuri și apoi ridicarea structurilor de pe fundații, începând cu centrul orașului și continuând pe diferitele sectoare radiale. Apoi vor urma sectoarele de locuințe, centura agricolă și zonele de recreere. Orașele în sine sunt prefabricate. Cea mai mare parte a elementelor ce formează clădirile sunt interschimbabile. Acestea sunt create pentru a putea fi dezasamblate, la fel cum au fost asamblate.
așa că noile orașe se vor dezvolta continuu. Apa este pompată în orașe printr-un sistem de țevi verificat continuu. Oricare ar fi modul de contaminare al apei, centralele de procesare a apei o vor evapora, o vor recondensa și o vor curăța. Cu alte cuvinte, toată apa care va intra în orașe va fi monitorizată nu de unul, ci de mai multe sisteme. La fel se va întâmpla și cu aerul de deasupra orașului, va fi monitorizat în permanență. Toate acoperișurile clădirilor sunt fotovoltaice. Toată suprafața clădirilor va converti radiația solară în energie electrică. Odată ce ne deplasăm către al treilea sector, ajungem la terenul de tenis și parcuri, după care se găsește districtul rezidențial care conține lacuri, cascade, tot felul de plante, în așa fel încât fiecare casă este ascunsă de vegetație față de celelalte case. Unii oameni vor prefera să locuiască în clădiri de apartamente. Apartamentele au cluburi de dramă, de recreere, au piscine, cluburi de discuții și multe alte facilități. Dezavantajul de a locui într-o casă privată este acela că trebuie să te deplasezi în locuri diferite pentru a accesa aceste lucruri. În loc de vehicule motorizate în interiorul orașului, tot transportul poate fi efectuat de trenuri circulare numite transviere care se mișcă radial și conferențial și vertical. Acestea servesc ca și lifturi, ca și autobuze sau ca benzi transportoare. Dacă dorești să mergi într-un alt oraș, poți lua un lift până sub domul central care face legătura cu trenuri maglev subterane care te pot transporta în orice oraș sau în oricare altă regiune. Nu vor exista deșeuri. La fel cum nici în natură nu există deșeuri. Toate materialele pe care le numim acum deșeuri vor fi reciclate și transformate în produse noi. Atunci când orașul va atinge un anumit număr de locuitori, îi oprim dezvoltarea și continuăm cu un oraș nou. Nu înseamnă că putem rezolva toate problemele, dar putem crea și construi un mediu mult mai avansat decât cel existent, de care să se poată folosi toți oamenii, fără excepție. Proiectarea viitorului este o societate autoreglabilă, guvernată de un sistem cibernetic de ce ofertă și ce e. Sistemele politice sunt înlocuite prin tabularea inputului informațional de la populație și livrarea de bunuri și servicii conform cererii. Sistemul economic este similar, bazându-se pe utilizarea resurselor existente pentru îndeplinirea nevoilor întregii culturi. Când este o criză sau o problemă în economie, foarte multă lume nu are bani să cumpere unele lucruri. Dar acele lucruri există, există posibilitatea de a le produce și există în continuare oameni care vor să muncească și să producă lucruri, dar nu au banii necesari. Deci este o problemă fundamentală în sistem. Avem o mare parte a populației Pământului care moare de foame și suferă, cu toate că resursele există, capacitatea noastră de a produce există, ingenuitatea există. Cu toate astea, unii oameni au foarte multe, în timp ce alții nu au nimic. Iar azi este cu atât mai rușinos faptul că tehnologia de care dispunem ne permite să creăm abundență pe tot globul și pentru toată lumea. Oamenii mă întreabă întotdeauna cât ar costa ca să creăm aceste orașe noi. Întrebarea este, avem resurse să o facem, nu cât costă. Acea întrebare a vecii din timpul sistemului monetar. Banii sunt o invenție de conveniență pentru a putea achiziționa bunuri și servicii într-un mediu cu deficit de produse. De exemplu, dacă e un deficit de apă, aceasta e prețioasă și prețul este mare. Dacă deodată pământul se desface și apa proaspătă ar curge prin fiecare păreaș, atunci nimănui nu-i pasă. Un polițist va fi întotdeauna în fața unui lucru de care oamenii au nevoie și de care n-au acces. Dacă rămâi, portocalii sau merii ar crește prețul tindeni, nu ai avea nicio șansă să-l vinzi.
Imaginați-vă dacă vreți, dacă puteți, o insulă cu 10.000 de locuitori și 10 miliarde de dolari disponibili pe insulă, dar fără nicio resursă, fără pământ arabil, fără apă potabilă, fără pește, nu mai avea nimic. Deci care este valoarea adevărată în viitor? Resursele. Într-o societate nemonetară, într-o societate bazată pe resurse, oamenii au acces la tot ce le trebuie. Va fi într-un fel ca bibliotecile publice. Se vor putea duce să acceseze o cameră, o bicicletă, un ceas de mână. Toate lucrurile de care au nevoie sunt disponibile fără să aibă un preț. Asta înseamnă că trebuie să atingem un nivel al producției atât de mare încât să nu mai existe lipsuri. Foarte mulți se întreabă ce ar motiva pe oameni dacă deja au acces la tot ce au nevoie. Ce îi va stimula? Care ar fi câștigul propriu-zis știind că materialele necesare sunt disponibile? Ce ar motiva să facă ceva mai bun decât înainte? Nevoia. Întotdeauna ne va lipsi ceva. Faptul că întotdeauna vom duce lipsă de ceva înseamnă că niciodată nu putem obține perfecțiunea, niciodată nu vom putea obține un echilibru dinamic cu adevărat. Întotdeauna vom fi într-un fel de dezechilibru. Odată cu eliminarea lipsurilor, stimulentele esențiale se schimbă și se îndreaptă către rezolvarea problemelor. Când națiuni sau grupuri de oameni nu au acces la resurse, comportamentul lor este dificil de controlat. Devine aberant, aceștia își pierd echilibrul mental, nu pot ajunge la concluzii concludente. Odată ce oamenii sunt liberi din punct de vedere mental, de datorii, obligații, servitudine, atunci pot atinge orizontul pe care înainte nici nu le credeau posibile. Mecanismul central al procesului democratic în proiectarea viitorului este utilizarea de săli publice de expunere. Cu ajutorul sălilor de expunere, fiecare are oportunitatea de a participa în stabilirea priorităților cu ajutorul căruia societatea este guvernată. Ar fi ca un târg mondial în care să se arate ce este nou, ce e disponibil, ai putea să te uiți și să spui, aș avea nevoie de așa ceva, sau aș putea folosi așa ceva în bucătărie. Apoi întotdeauna ați fi invitat să comentați ce credeți despre produs sau ce ar putea fi îmbunătățit. Veți fi invitat să introduceți în calculator părerea dumneavoastră privitoare la acest lucru. Deci, am avea o democrație încorporată în societate. Am avea o cultură participantă în care toți oamenii ar putea participa constant, în care oamenii vor ști la minut ce s-a mai inventat, ce este inventat deja și ce nu este inventat. Cu alte cuvinte, ar fi multe buletine, multe publicații și multe vizualizări despre ceea ce este nevoie. Așa că toți oamenii vor fi informați constant despre ceea ce nu știm, despre ce avem neapărat nevoie. În acest fel se vor solicita soluții și idei de la fiecare. Vreau să vă mai spun decât un singur lucru. Toate minunile și descoperirile tehnologice nu înseamnă nimic decât dacă fac ceva pentru a face oamenii să-și poată atinge potențialul maxim. Acesta este scopul proiectării viitorului.